Republica Moldova va primi asistență financiară pentru a începe campania de vaccinare împotriva COVID-19. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au lansat un program de peste 40 de milioane de euro pentru țările din parteneriatul estic, inclusiv țara noastră. Proiectul va acoperi toate etapele campaniei de imunizare, de la livrarea serului și până la administrarea acestuia. De asemenea, vor fi instruiți managerii spitalelor și personalul medical implicat în procesul de vaccinare. Programul face parte din inițiativa Team Europe, care a furnizat deja în regiunea parteneriatului estic echipamente de protecție, truse de laborator și ventilatoare.